Astăzi e marți, 19 octombrie 2021 și vine ca de obicei o nouă expresie a zilei. Astăzi o să vorbesc despre expresia aș smulge părul din cap sau aș smulge perii din cap. Dar înainte de a explica această expresie, ieri a fost 18 octombrie și am calculat că mai sunt 55 de zile lucrătoare până pe 31 decembrie 2021. Probabil că acea în acea zi va fi ultima zi în care voi face podcasturi. Dar timpul trece foarte repede, nu e așa? <laughs> Um, și am vrut să vă spun lucrul ăsta, l-am mai pomenit, cred că de două ori, deja pe podcast, să vedem cum se vor desfășura lucrurile pe viitor. Dar deocamdată sunt încă aici pentru voi să vă ajut voluntar cu expresii și cuvinte în limba română. Probabil cuvinte și expresii pe care nu le auziți, în jurul vostru sau pe care nu le știți sau nu le înțelegeți, oricare ar fi motivul, sper să vă ajute aceste mini episoade de luni până vineri, iar duminică am un post, un a, un episod, un episod ceva mai lung cu diferite tematici. Ieri am vorbit despre expresia idiomatică a i se face părul măciucă unei persoane okay? care însemna a se îngrozi sau a se înspăimânta. Dar astăzi vorbesc despre expresia aș smulge părul din cap sau aș smulge perii din cap, care înseamnă a fi foarte supărat. O persoană care este cuprinsă de disperare. Exasperare. O exasperare înseamnă o disperare. Sunt sinonime aceste două substantive. Ok? Um, o să vă dau și câteva exemple. O să încerc să vă explic puțin expresia asta, ceea ce este bizar este că avem substantivul peri, la plural, peri. Atenție, sunt doi de i aici, pentru că e articulat acest cuvânt. Părul peri. E bizar, știu, în mod normal, cuvântul sau substantivul păr nu acceptă formă de plural. În românește se spune în piepten, părul și atuns părul vineri sau părul ei arată foarte frumos. Ok? Și nu se spune la plural, dar nu se folosește formă de plural, e cumva defectiv de plural. Acum, eu nu sunt un expert în gramatică română și cel mai bine e să Ascultați de un expert în gramatică română care știe să vă spună lucrurile astea mai bine decât mine, un amator. Acum, există expresii în limba română care păstrează o formă de plural a acestui substantiv. Și în expresia de astăzi, aș smulge peri din cap este acceptată forma de plural. E o formă implementată în limba română. Probabil o formă mai veche. Nu știu sigur să vă spun lucrul ăsta. E ciudat și cumva anormal, <laughs> pentru că în cele mai multe limbi nu se folosește formă de plural. Un păr este un fir de păr. Un fir de păr este foarte subțire. Nu mai știu exact că citisem undeva câți um, mili... Cum se numește? Mă rog, grosimea. O grosime înseamnă cât e de gros. Grosimea unui fir de păr. Nu mai știu. Era ceva cu doi. Mm, nu mai țin minte. Anyway. Așa. Și se zice în limba română un fir de păr și păr, când vorbim de tot părul de pe cap. Dar în o expresie cum este expresia de astăzi, e acceptată forma de plural care este cumva acceptată și înrădăcinată în această expresie. Aș smulge perii din cap. Uh, cred că joi oare? Hmm, hmm. Probabil pe joi, da? O să vin cu o altă expresie în limba română, tot așa, la forma de plural. Doar în astfel de expresii poți folosi forma de plural a substantivului păr. Știu, limba română nu este ușoară deloc. E complexă treaba. <gânt> adică e dificil. Este extraordinar de dificil comparat cu norve limba norvegiană. Limba norvegiană, pe partea de gramatică pe care eu o cunosc, este mult mai ușoară ca și limba engleză, și se spune cumva că dintre limbile internaționale limba engleză are o gramatică relativ ușoară față de o gramatică, de exemplu, din limba franceză sau germană, ok? Și gândiți-vă că limba norvegiană are o gramatică mai ușoară decât limba engleză. Și atunci eu, care mă scald între cele, în cele două limbi, în limba română și limba norvegiană, vă imaginați ce diferență colosală există între cele două gramatici. A se scălda înseamnă a se a face baie în râu, în apă, că te scalzi, a se scălda sau te scalzi într-o baltă, știți cum e, când plouă și este o baltă pe stradă, sau pe uliță. Și copiii mici iubesc să se arunce în bălți. O baltă, două bălți. O baltă este o apă murdară care s-a acumulat de la ploaie, este stătătoare, rămâne acolo pe, pe lângă șosea, pe o uliță, pe iarbă, ok? Este o baltă, ok? <laughs> și te poți scălda într-o baltă. De exemplu, gâștele și rațele se scaldă în baltă. Multe cuvinte, o să vi le scriu în descriere. Despre rațe și despre gâște vedeți în alte podcasturi pe care le-am făcut cu animale. Acolo aflați mai multe cuvinte. Da, și mai multe lucruri despre animale. Acum, revenind la oile noastre. <laughs> În românește expresia a reveni la oile noastre, când spui hai să revenim la oile noastre. Așa se spune la plural, a reveni la oile noastre, înseamnă că să revenim la subiect, tema discuției. Aș smulge părul din cap sau aș smulge perii din cap Verbul a smulge înseamnă a trage, poate, du, poate cu violență, poate așa foarte tare, a smulge. Ok. Um, po se poate folosi și concret expresia asta aș smulge părul din cap, când smulgi pur și simplu părul din cap, adică îl rupi, a rupe a rupe atunci când pui mâinile în păr și rupi părul din cap. Îl smulgi. A smulge. Ok? Uh, nu știu, cred că femeile fac lucrul ăsta când se bat, de exemplu. Când vorbim de o bătaie, ceva, ca o violență, ok? Își smulgi părul din cap. Expresia de astăzi despre care vorbesc este mai mult o expresie abstractă, este mai mult o expresie metaforică, dacă vreți. Nu vorbesc de ceva concret. Nu vorbesc de smulsul părului din cap. Repet, smulsul părului din cap. Aici ai multă gramatică cu genitivul și dativul, știu, nici mie nu mi-au plăcut în școală. <laughs> wow, sunt teribile. Mă rog, o observație personală. Haideți să vă dau și câteva exemple. Când îți smulgi perii din cap. Îți smulgi perii din cap când emoțional simți că explodezi și te disperă ceva. Ce te poate dispera? De exemplu, când... Cineva nu înțelege. <laughs> nu mă refer la voi când nu înțelegeți ceva în limba română. Mă refer, de exemplu, la o situație în care se repetă un lucru de multe ori, și cealaltă persoană nu înțelege. De exemplu, un copil. Când explici unui copil, iar și iar și iar, că e bine să-și pună căciula pe cap atunci când e frig afară, pentru că sunt grade cu minus și sunt e o listă întreagă de um, complicații sau um, probleme de sănătate care pot apărea dacă ieși afară fără căciulă. Ce înseamnă o căciulă? Sinonim pentru o căciulă, un fes f e -s fes, un fes sau o căciulă, ți-o pui pe cap când e frig afară, ok? Și pot să spui că um, îmi, vine să smu îmi vine să îmi smulg părul din cap pentru că băiatul meu nu vrea să își pună căciulă pe cap iarna adică mă exasperează, mă disperă, nu mai am răbdare. Îmi vine să-mi smulg perii din cap, atât de <laughs> supărat, supărată sunt, ok? <laughs> Alte situații, când îți vine să-ți mulci perii din cap, Camelia? Uh, hai să ne gândim, când anumeți îți mulți pe ei din cap, de exemplu când, a, pe, 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 pe cazul meu personal, uh, exemplu numărul 2, în Oslo și în Norvegia oamenii au un stil ciudat de a conduce mașina și nu uh, oferă, nu dau prioritate în sens giratoriu. Ce înseamnă un sens giratoriu? E ca un cerc în trafic și toate mașinile trebuie să circule cum ar veni în jurul acestui cerc. Ii se spune sens giratoriu. Nu este o intersecție, că intersecție înseamnă o cruce, ok? O cruce. Ca un X culcat sau cum să spun. Nu, nu, nu este intersecție, este un sens giratoriu și Personal, îmi vine să-mi smulg perii din cap când intru în sens giratoriu. De ce? Pentru că oamenii nu știu să respecte regulile care se aplică, reguli de trafic care se aplică în sens giratoriu. Și problema numărul 1 e uh, uh, taximetristul, adică un șofer de taxi, Problema numărul 2 sunt șoferii de autobuze și numărul 3, șoferi care nu semnalizează în trafic. A semnaliza înseamnă a comunica dacă mergi dreapta sau stânga. Okay? ok, nu mai vin alte idei în momentul de față, dar sper să înțelegeți. E un podcast foarte lung astăzi, dar am simțit să vă explic mai multe lucruri. Sper să vă ajute. Dacă aveți întrebări sau comentarii, puteți scrie pe postarondcameliaweb.com. Repet, postarondcameliaweb.com. O zi de marți, 19 octombrie. Excelentă! Ne auzim mâine! Papa! Pa!